Supă din supă de iepure. Cu ceva timp în urmă, într-o după-amiază, Ali și soția lui auziră cum bate cineva la ușa casei lor. Neștiind cine poate fi, Ali merse și deschise. Hasan, ce surpriză! Intră, te rog! îi spuse el celui din prag. Era un vechi prieten al lui Ali. Bine v-am găsit, răspunse Hasan. Uite, vin de la vânătoare. Am prins un iepure și putem să pregătim cina. Mulțumim, mulțumim, zise Ali și pregătiră un pilaf gustos din care mâncară cu poftă râzând la glumele și poveștile pe care le spuneau când unul, când altul. A doua zi, tocmai când se așezau la cină, Ali și soția lui auziră iarăși ciocănituri la ușă. Ali merse să deschidă. În prag era un om pe care îl știau că locuia în satul lui Hasan. Eu sunt vecinul lui Hasan," spuse acesta. Fii binevenit," spuse Ali, observând că vecinul lui Hasan nu avea nimic în mâini. Eu și soția mea tocmai ne așezam la masă, așa că poftește și dumneata. Omul mulțumit și se așeză. Toți trei mâncară ultimele porții din pilaf, dar glumele fură mai puține și nu stârniră atât de multe râsete ca în seara de dinainte. Nu mai avem pilaf, dar din oase putem să facem o supă, îi spuse Ali soției după plecarea musafirului. În seara următoare, mirosea îmbietor la supă în casa lui Ali, dar tocmai când se așezau la masă, soții auziră din nou ciocănituri în ușă. Ali merse să deschidă. În prag stătea un om pe care parcă îl mai văzuseră, dar nu era sigur. Sunt prietenul vecinului lui Hasan," spuse acesta. Bine ai venit," îi răspunse Ali. Deși musafirul nu adusese nimic, Ali îl invită și pe el la cină, pentru că așa era obiceiul. Musafirul s-a ospătat fără să scoată un cuvânt, iar după ce termină de mâncat, plecă fără să mulțumească. În seara următoare, nici Ali, nici soția lui nu făcură nimic de mâncare, dar în ușă se auziră iarăși ciocănituri. Sunt un prieten al prietenului vecinului lui Hasan," îi spuse lui Ali cel din pragul ușii. Te rog, intră," îi răspunse Ali și îl invită la masă. Noi tocmai acum pregăteam cina, așa că poți rămâne să mănânci cu noi." Deși venise cu mâinile goale, oaspetele parcă atât aștepta, Ali merse în bucătărie, puse apă în oala unde fusese supa în seara dinainte, adăugă ultimele boabe de orez pe care le mai avea și împărți zeama în trei boluri, cu care se întoarce la masa unde stăteau oaspetele. Acesta se uită mirat la farfuria cu zeama aproape limpede, în care se puteau vedea plutind două sau trei boabe de orez. E supă din supă de iepure, zise Ali zâmbind. În seara următoare. Nimeni nu a mai ciocănit la ușa lui Ali, care a putut să-și a liniștit cina împreună cu soția lui.